Bună seara, bun găsit tuturor! Urmează o noapte cu temperaturi negative în cea mai mare parte a țării și ger în depresiuni. Mâine se face mai fric decât ar fi normal, însă la mijlocul săptămânii se încălzește din nou. Vă spun acum ce se întâmplă pe continent. Mâine o să plouă în ținuturile sudice, iar în peninsula iberică, dar și în Grecia, au fost emise avertizări de ploi abundente. Atmosfera se menține închisă și în zona Alpilor și pe partea nordică și în zona Mării Baltice, pe unde mai vin ceva ninsori. În rest, găsim vreme mai bună, iar în nord și centru se face mai frig decât astăzi. Precipitațiile vin la început pe partea sudică, în nord și în estul extrem. La mijlocul săptămânii se extind în majoritatea zonelor, iar în sudul Europei se intensifică vântul. Mai târziu, precipitațiile se concentrează pe jumătatea sudestică și asta o să ne afecteze și pe noi. Masele de aer rece acoperă cea mai mare parte a continentului, doar în sud-vest și în sudul extrem găsim un aer cald. Apoi vremea se încălzește treptat în zonele sudice, iar la final aerul cald se extinde pe partea de sud-est. La noi mai întâi vine frigul, iar de miercuri temperaturile încep să crească. Mergem acum în România. Noaptea aduce o răcire a vremii în toată țara și valori negative în majoritatea zonelor. Doar prin sud se mai ating două, poate chiar 3 grade. În schimb, în depresiuni se instalează gerul și vor fi minus 10 grade la miercuraciu. O să ningă în zonele de munte, apar ceva în și în Maramureș și în Transilvania, iar în Dobrogea, în Muntenia și în Moldova vor fi precipitații sub toate formele. Vântul se menține activ, iar pe crestele montane bate tare cu peste 60, poate chiar 70 de km pe oră și se transformă în viscol. Mâine, Temperaturile continuă să scadă și vremea devine rece pentru această perioadă în majoritatea zonelor. Norii se risipe și atmosfera însorită cuprinde aproape toată țara. Doar în Carpații Oriental mai apar ceva fulguieli, iar în sud-estul extrem, dimineața s-ar putea să plouă sau să cadă la Apoviță. Și tot la începutul zilei, în zonele joase, este posibil să fie un pic de ceață. Temperaturile pleacă de la minus 4 grade în depresiuni și să știți că se o presc pe la 6 grade prin delta Dunării. În București, cerul se înorează pe timpul nopții, o să plouă puțin, apoi temperatura coboară până la 0 grade și s-ar putea să fie la sau chiar din soare. Mâine avem o zi însorită, dar mai rece decât astăzi, cu vânt domol și în jur de 4 grade pe la amiază la munte. Se face foarte frig. Noaptea aduce vreme geroasă în majoritatea masivelor, temperaturile rămân negative și pe timpul zilei și doar în Carpații Oriental mai pot să apară ceva fulguieli. În rest avem soare, câțiva nori și un vânt mai intens în zona montană înaltă. Se vor înregistra minus 6 grade în Predeal, minus 5 în Păltini și minus 10 grade în Ceahlău. Așadar, ziua de mâine ne aduce atmosferă însorită și rece, câțiva fulgi de zăpadă în Carpații Oriental și condiții de lapoviță dimineața în sud-estul extrem. Miercuri, temperaturile încep să crească, se adună nori iar pe seară și noapte apar precipitații slabe, în vestul și sudul țării. Vor fi și condiții de polei, iar la munte o să ningă joi. Trecem la vreme caldă pentru mijlocul lunii decembrie O să avem atmosferă schimbătoare în orări și ploi slabe în unele zone Maximele se vor situa între 2 și 12 grade Vineri, continuă să se încălzească și temperaturile, să știți, vor urca până la 16 grade O să plouă destul de mult în vest, nord-vest și în centru Iar la munte o să fie la poviță și ninsoare